Absolvenții facultăților de medicină au susținut astăzi examenul de rezidențiat organizat în toată țara în universitățile de medicină și farmacie. La Craiova, peste 1000 de candidați au dat examen la cele trei specialități, medicină generală, medicină dentară și farmacie. Ei au fost susținuți de părinți, rude și prieteni care au împărtășit o parte din emoțiile lor. Cine aștepți aici? Sora mea. Ai emoții? Da. Dar ea, ce crezi, a avut emoții? Super! Toată luna a vorbit despre toate astea. Pentru prietenii mei, ne așteptăm în fiecare an unii pe alții și trebuie să recunosc că am așteptat și cu un pic de frică momentul acesta, dar în orice caz frica lor și emoțiile sunt mult mai mari, așa că doar noi doar încercăm să-i susținem. Îi susținem psihic. Psihic, avem... Altfel nu avem cum. Trebuie să-i susținem. Ai susținut de 6 ani? Dar mai urmează niște ani tot de susținerea dumneavoastră. Urmează, da. Vom vedea ce se întâmplă aici. Examenul de la Craiova de rezidențiat a decurs și în acest an fără probleme. Procedura este, repet, ca în fiecare an, anul acesta, candidații intră în sală începând cu ora 8:30, examenul începe la ora 10, sunt 4 ore cu 200 de întrebări, sunt și întrebări cu complement multiplu și întrebări cu complement simplu. Este la fel rezidențiatul din punct de vedere al organizării, exact cum am dat și eu în urmă cu 19 ani. Candidații au avut de răspuns la un număr de 200 de întrebări sub formă de grilă. Emoțiile nu au lipsit. A fost foarte bine, aștept rezultatul, sunt încrezător și o să vedem. Știai că va fi așa de greu? Nu mi s-a părut chiar atât de greu, urmează să vedem. Gradul de dificultate a fost destul de ridicat, dar sperăm să fie bine. Aștepți nota? Da, cu nerăbdare. Cum a fost examenul ăsta? Ok, nu știu. Mulțumită? Da. Da, sunt fericită. Ce ți alegi? Nu știu. Nu știi încă? Nu. Îți permite media, da? Da. De ce ți-a fost cel mai frică? De examen în sine, de stresul examenului, emoții. Ai dormit bine azi noapte? Nu. Ai avut emoții? Da, da, foarte mari. De ce ți-a fost cel mai teamă? Că nu o să-mi amintesc. Dar a fost foarte bine. Nota? 816. Și ce ți-alegi? Încă nu sunt hotărâtă. Da, e ceva preferat? Nu, încă nu. Mi s-a părut un examen de dificultate, destul de crescută, probabil au vrut să departajeze un pic candidații, însă eu consider că m-am pregătit destul de bine și că sper să aibă același succes la grile și restul colegilor. Știi punctajul? 887. Deci poți să-ți alegi specialitatea liniștit? Da. Care? Așa cred. Radiologie îmi doresc. În toată țara au fost peste 10.000 de candidați pe aproape 5.000 de locuri. Punctajul minim admis este de 60% din nota cea mai mare obținută.